mi-a însoțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezaur de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc. Bună seara, dragii mei! Bun regăsit și în această zi de joi. Iată-ne cu forțe proaspete, invitații pe măsură. Așa cum v-am promis, în fiecare seară de joi aducem în fața dumneavoastră interpreți dragi sufletului dumneavoastră, dar și cântece dragi sufletului și inimii dumneavoastră, muzică bună, de calitate. Și în această seară am deosebită plăcere de a avea invitată în cadrul emisiunii Tezaur de Folclor pe nimeni altă decât doamna Anica Ganțu, care îi spun bună seara și bun venit alături de noi. Bună seara și bine te-am găsit, Adeline. Bună seara colegilor tăi, bună seara Accent TV și nu în ultimul rând, bună seara dragilor noștri telespectatori. Dumneavoastră n-ați venit singură de această dată, ați venit cu două flori mândre mehedințene. Două fete frumoase. Doamnă și o domnișoară. Da, încă nu e căsătorită, așa că băieți... Liberă, da? De ce mă întrebi? Colegii mei întrebau. Nu tu? Nu cumva tu? E domnișoară, așa da. Că nu știu acum care dintre voi... Îi spunem bună seara și bun venit alături de noi și Adrianei Șmiț. Bun găsit pentru prima dată aici la noi în cadrul emisiunii Tezaur de Folclor la Accent TV. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Le doresc spectatorilor o vizionare plăcută și tot binele din lume. De asemenea, lângă noi, așa cum spuneam, este și o tânără interpretă pe drumul cântecului popular, pe nume Andreea Ciortan, care îi spune bună seara și bun venit alături de noi. Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și le urez telespectatorilor vizionare plăcută. Dragii mei, aveți și un număr de telefon la care puteți intra în legătură directă cu invitatele mele din această seară sau dacă doriți să faceți o dedicație celor dragi dumneavoastră, puteți intra în legătură directă cu noi la numărul de telefon afișat pe ecran 0353414410. Doamna Anica Ganțu, vreau să încep cu dumneavoastră pentru că de ceva timp, câteva zile în urmă, a fost și ziua dumneavoastră și chiar vrem să vă spunem cu întârziere, dar niciodată nu este târziu, zic eu, un sincer și călduros la mulți ani. Mulțumesc, asta înseamnă că sărbătorești aici la voi. Exact. Păi să spun, m-au mai sărbătorit pe la, de vreo două ori la o televiziune națională. Și vă mulțumesc și vouă. Până pe 4 august, când sunt trecută în certificatul de naștere, pot să tot sărbătoresc. Mulțumesc mult! Dumneavoastră sunteți și solistă a ansamblului Danubius de la Drobeta Turnul Severin, acolo alături de colegi dragi pe care îi salutăm în acest moment, dacă ne urmăresc. Și vă dedicăm întreaga emisiune. Cu mare drag, dragii colegi mei... Colegi pe care, dacă o să-i inviți la tine... O să răspundă cu drag, sunt convinsă de asta. Îmi doresc din tot sufletul să fii alături de noi, pentru că noi sprijinim muzica bună și interpreții de valoare, așadar avem și un prim telefon care îi spunem alo, bună seara! Bună alo. Seara dumneavoastră, domnule Alin, și bună seara la frumoasele doamne și domnișoare de lângă dumneavoastră. Uite ce bine vă stă cu domnișoara lângă dumneavoastră. Ați văzut? Mă dau mai aproape așa. Doamna Anica Ganțu, dar lui auzit că a fost ziua dumneavoastră și v-am văzut ca... Da, foarte frumos. Foarte frumos. Mulțumesc. La sărbătorii la Etno și vă urez și eu la mulți ani, multă sănătate, multă fericire. Să fiți iubită de familie și de tot ce vă înconjoară. Mulți ani fericiți și cât mai multe cântece frumoase și viață lungă, ca să ne încântați și pe noi. Mulțumesc! Eu sunt Violeta Vărzaru Brâteanu din Sarcea și vreau să fac o dedicație. Cu mare drag să știți că vă ascultăm. În primul rând pentru mine, care peste vreo câteva zile așa vine și ziua mea de naștere. La mulți ani și pentru dumneavoastră! Pentru nepoțelul meu Sebastian Nicolas, pentru tatălui Dan Vărzaru, pentru mama Melania, pentru bunicii Micu și Bibi Ziculeasa din Argetoaia, pentru sora mea Lidia Scoțelivăscu din Cotofenii din Dos,
pentru fratele meu Sandu Cojocaru din Tatomilești, pentru fiina mea Gica și Violeta de la Segația, pentru fiina mea Melania de la Tatomilești și în ultimul rând pentru dumneavoastră și vă urez o seară plăcută. La bună seara! Mulțumim frumos, să știți că vă mai așteptăm alături de noi aici în cadrul emisiunii Tezaur de Folclor la Accent TV și cu alți invitații pe măsură, de ce nu. Doamna Nica Canțu, revin. La mulți ani se spune și doamnei, am înțeles că peste câteva zile este și ziua dânsei. Toate cele bune și să fiți sănătoase, să fim sănătoși cu toți. Eu consider că e cel mai mare dar pe care putem să-l avem. La care trebuie să ne gândim mai mult. Mai mult, exact. Mai ales acum, în perioada aceasta critică, putem spune, exact. Ar trebui să ne gândim mult mai mult la sănătate noi. Și la cei ai aproape, să pentru ne că gândim sunt persoane la vulnerabile toți. Și... La toți. Cu toții să ne gândim la toată lumea, pentru că protejându-ne pe noi, protejăm și pe ceilalți. Dumneavoastră veniți dintr-o zonă frumoasă a Mehedințiului și vreau să spuneți telespectatorilor mai precis din ce zonă vă trageți rădăcinile și de unde ne au acest cântecul popular românesc în această seară. Din zona de nord a Mehedințiului, mai precis Gornovița, comuna Balta, zonă cunoscută telespectatorilor noștri. Până la vârsta asta, îți dai seama că toată lumea știe că vin din zona de nord. Că nori știi localitatea precisă, asta e. Mai avem un telefon, dacă nu mă înșel. Alo, bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Aș vrea și eu o dedicație, dar aș vrea cu domnul Marian Mendeleanu, sau cum îi zice. Să știți că în această seară n-a putut să ajungă, este plecat în altă parte, cu mare drag în altă ediție îl vom invita aici alături de noi, dar până atunci vreau să vă bucurați de invitatele mele din această seară, doamna Nica Canțu, Andreea Ciortan și doamna Adriana Șmiț. Păi dar atunci să spun dedicația, dacă tot nu e domnul. Sigur Marian. Că da, cu drag vă ascultăm. Așa. Sunt din orașul Bălcești, județul Vâlcea, Vâlcea Nicolița, da. Și fac o dedicație. Pentru mine am împlinit pe 12 iulie 77 de ani. Mulți înainte, la mulți ani. Așa. Și din comuna Frățăștea aș vrea cu Aleca, pentru Aleca Dan, Aleca Adi, Mihăilescu Gheorghe, Tănase Viorel, Dumitrașcu Marilena, familia Cătălin Albinaru, toate rudele și prietenii, prietenile și pentru dumneavoastră. Să rămână mii de mulțumiri! Mulțumim frumos! Vă rugăm să mai reveniți alături de noi în cadrul emisiunii aici la Accent TV. Doamna Nica Canțu, pentru început vreau să ne aduceți ca și dar muzical două cântece frumoase din zona Mehedințiului, pe care vă și invit la locul de cântat. Să știi că o să cânt primul cântec gândindu-mă la mine, că au trecut ani și nu numai, și la doamnele care au sunat până acum și nu numai, pentru toți telespectatorii, pentru că nimeni nu rămâne tânăr și cu toții îmbătrânim. Așa este, dragii mei, până se pregătește doamna Nica Canțu să ne cânte și să ne cânte în această seară. Nu uitați, puteți intra în legătură directă cu noi la numărul afișat pe ecran, dar ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Accent TV. Până atunci ne cântă și ne cântă doamna Nica Canțu. E scris pentru toată lumea, două nu trăim.
Doamna Nica Ganțu a fost pentru dumneavoastră cu primele două cântece din această seară. Mergem mai departe cu discuția noastră alături de doamna Adriana Schmitz. Doamna Adriana, de curând dumneavoastră a scos pe piață, în atenția iubitorilor de frumos, un album cu 16 piese. Vreau să ne vorbiți puțin despre acest frumos CD-ul care l-ați adus în atenția telespectatorilor care ne urmăresc. Într-adevăr, în decembrie, înainte de sărbători, a ieșit pe piață primul meu CD, produs de casa de discuri EMI. Acest CD a fost, spre surprinderea mea, foarte repede făcut, cu ajutorul bunei mele prietene Anica, care a participat foarte, foarte mult la acest CD, m-a ajutat, a făcut câteva piese, 10 piese de pe CD sunt cu linie melodică și text de Anica. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru ajutorul pe care mi l-a acordat și încrederea pe care mi-a acordat-o. Mare drag. Să știți că mai avem un apel telefonic care îi spunem bună seara și bun venit alături de noi. Alo, bună seara, să trăiți cu respect, domnul Adelin. Bună seara. Sandu Oplițescu de la Glogova. Și sărut mâinile invitațiilor dumneavoastră, în special sărut mâinile doamna Nica Ganțu, că o simpatizez ca pe mama mea care m-a făcut. Îmi place de dumneai cum cântă. Ce nu s-a pomenit pe fața pământului. Are un glas nemaipomenit. Vă place muzica populară, să înțelegem. A, ești mort, să ne buniți eu în fiecare seară la toți colegii lui băiatul, domnul Adelin, și la domnul Ianelu Șerban, aseară la prim am fost. Foarte bine. Aș avea și eu niște dedicații de făcut, dacă se poate. Cu drag, să știți că vă ascultăm în acest moment. Pentru soția mea, Luminița, copiii mei, Sanda Georgiana, Florinel Adrian, Rares Mihai. Cumnatul meu, Adrian, și cumnata mea, Ileana Treancă, din orașul Motru, moșii mei, Ceta și Lucian Lăscău, din Ponoarele, județul Mehedinți, și nu în ultimul rând pentru dumneavoastră și lui doamna Anica Ganțu, mai avea să mi-ai spun două, trei cuvinte. Spuneți. De fratele dumneavoastră, de părintele, că a fost la noi aici la Glogova, cam sunt ani, nu mai știu cu exactitate, la un băiat, Crucerul Adrian, la mormântare, așa ceva, mi-a rămas întipărit în minte câte zile o avea pe fața pământului. Astă seară ar fi trebuit să vină alături de noi să cânte, numai că a intervenit ceva și n-a putut. O să vină într-o emisiune viitoare, da. Promitem că o să venim și cu el. Îl simpatizez și pe dumnealui, vai de capul meu, eu spusei nebunit după muzica, eu să n-aud de muzică ușoară, Doamne fer, nu-mi place de nicio culoare, niciun fel de nimic. Așa, asta să ne susțineți. Vă mulțumesc frumos, să rămâneți, să trăiți, să vă dea Dumnezeu numai fericire și succes și Maica Domnului să vă țină în pază toată viața și să aveți numai noroc pe unde umblați. Mulțumim! Să fiți sănătoși și toate cele bune și dumneavoastră! Domnul Sandu, aceleași gânduri de bine vin și din partea noastră pentru dumneavoastră și cei dragi dumneavoastră, de ce nu? Continuăm discuția noastră cu doamna Adriana. Vorbeam despre albumul dumneavoastră care tocmai l-ați scos în atenția iubitorilor. Ați colaborat cu un ansamblu anume, cu un dirijor sau... Nu, orchestrația este făcută de Marian Magheru. Da. Și linia... Și linia textul... 10 piese de pe acest album sunt text și linie melodică făcute de Anica Ganțu. Mi le-a dăruit cu drag și îi mulțumesc încă o dată. Celelalte mi-aparțin în totalitate și text și linie melodică. Dacă vezi că au emoții, da, am vrut să continui eu. După ce mai luăm un apel telefonic, alo, bună seara! Să trăiți, domnul, toată schimba. Eu mă numesc Croic Palmeze Gheorghel. Da. Îi doresc o doamna Zondă, domnul Sanda sau Măruma ta. Am CD cu doamna... Cu mine? Îmi place melodia. Redis. Deci, nu, am dat acum, scuzați-mă, Sanda Argint. Nu este dat, Sanda. La mulți ani sănătate toată stima, la toți de acolo. Am lăsat
dedicații și mi-a prins domnul Rezane pentru a-mi fiu din. Deci dacă e firmă serioasă, o respect, sănătate și pe dumneavoastră, dar am o sutii cu tale toată zorul până la... Am un copil, sunt la 3 luni numai de pe tale, doamna Sanda Gini. Stați să vă spun... Ascultați-mă! Nu sunt Sanda! Sanda vine în emisiunea viitoare, eu sunt Anica Ganțu. Am fost cu doamne, deci alântă Sanda, dar dedicați la dumneavoastră, iubesc patronul, sănătate, toți care vin. Dar însă mi-a promis, a lăsat numărul în energie. Da, și despre ce este vorba? Este vorba despre un CD-ul pe care doamna Reli Sanda a lăsat pentru dumnealui. Reli Sanda. Da. Să știți că acel CD-ul este la colega mea, Claudia Dascălu, și deci, cu siguranță... Deci, sănătate, prima dedicație, doamna din dreapta, din cea lângă noastră, după aia lui domnul Sando, dumneavoastră, lui Dinsa din stânga, lui domnul primar Gaspar, lui Meteorul din Târgu Jiu, și încă o dată, sănătate, unii vă aduceți fericire și iubire, și lui copilașul meu, că la 3 jumate bani la curici. Doamne, sănătate, și încă o dată vă reamintesc că acel CD-ul pe care dumneavoastră spuneți este la colega mea, Claudia Dascălu, l-a preluat de la doamna Reli Sanda și cu siguranță va ajunge la dumneavoastră acel cadou făcut de doamna Reli Sanda. Până atunci vreau să continuăm noi discuția din platou alături de doamna Anica Ganțu. Doamna Anica Ganțu, pentru un tânăr la început de drum care vine la dumneavoastră pentru un sfat, Ce i-ați putea spune pentru început? Care ar fi prima... Mai întâi să văd dacă ar veni pentru prima dată să-mi ceară părerea. O părere, nu? Da, sinceră. Păi l-aș asculta, să văd dacă are voce și, bineînțeles, că trebuie sprijinit, poate la început de drum, să-l ajuți cu cântece din repertoriu. După cum am văzut acum, copiii, deci, că încep să cânte de la 5-6 ani. Așa, preiau cântece de la soliști. Da, acum părinții trebuie, cea mai mare grijă să o poarte părinții. De ce? Spun, sunt copii talentați, mai puțin talentați și... Deloc. Dar la care insistă părinții. Îl duc la Școala Populară de Artă sau îl duc eu la Palatul Copiilor, că văd toți copiii, e o modă, cântă și hai să îi ducem pe toți. Credeți dumneavoastră că va excela acel copil care e puțin forțat? Eu nu cred, pentru că nu face ceea ce îi place. El face voia părinților. Și dacă nu prea are talent... Chiar nu face nimic. Se pare că sunteți foarte iubite în această seară. Mai avem un apel telefonic. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Fiți amabil, vreau să spun la mulți ani domnului Costică Săfchiuc, căruia astăzi e aniversarea, că-i doresc sănătate multă și toate cele bune. Sănătate și numai bine vă doresc și dumneavoastră, o seară minunată. Doamne, o seară frumoasă și dumneavoastră în continuare. Doamna Anica, folclorul... Da, în general copiii trebuie sprijiniți chiar de la început. Și noi trebuie să-i lăsăm să cânte, să ne cânte cântecele până la o anumită vârstă, adică până la un 18 ani. După aia trebuie să-și facă până una alta... cântece, să-și înregistreze piese ale lor. Până una alta vreau să o rog pe doamna Adriana să se pregătească pentru cântat, dar nu uitați, dragilor, puteți intra în legătură directă cu noi la numărul afișat pe ecran 0353 414410 și aveți de asemenea onoarea de a ne urmări și pe pagina de Facebook Accent TV. Până atunci ne cântă și ne încântă doamna Adriana Schmitz. Poți iubi ce-ți place.
Frumoase interpretate de doamna Diana Schmitz. Să știți că în timp ce dumneavoastră cântați, eu cu doamna Anica Ganțu făceam așa mici schimburi de replici și spuneam la un moment dat că dumneavoastră, fiind emotiv așa puțin din cauza soacrei, că a urmat melodia cu soacra sau... Nu, chiar nu sunt emotivă din cauza soacrei, dar eu cred că fiecare... Nu cred, este în Germania. Și acolo nu prinde postul. Sperăm să nu îl prinde. Să știți că ne urmărește deci soțul. Probabil îi va spune soțul. Cum este doamna Anica cu soacra? Soacră, pămacră. Toate relele să treacă. De te-ai coace, că te-ai coace, dulce tot nu te mai face. Eu sunt soacră, știu. Dar sunteți dulce dumneavoastră. Da, eu sunt dulce din totdeauna. Mai luăm un apel telefonic, care bună seara. Alo? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara și bine v-am reîntâlnit, dragii mei! Să rămână! Mă numesc Aurora Catană și în intervenția mea vreau să mă adresez distinsei doamne Anica Ganțu, dar și moderatorilor de la TV Accent, doamna Claudia Dascălu, doamna Roberta Clintea și domnul Adelin Logofetescu, pentru că și dânsii sunt artiști remarcabili ai cântecului popular românesc. Dragii mei artiști! Sunteți o categorie de oameni speciali aflați pe o înaltă treaptă a culturii românești. Aveți alt statut, statutul de îngeri ai bunului Dumnezeu. Ați coborât pe pământul mirific natal, însoțiți de un talent remarcabil, pentru a-i da strălucire prin cântecele voastre minunate ce vor dăinui peste ani și ani. Arta v-a adus aici, să vă puneți în slujba ei, să-i dați viață, să aduce zâmbete și sclipiri de bucurie publicului care vă adoră și vă poartă în suflet pe cea mai scumpă bijuterie. Dragii mei, au trecut cu toții și mai trece prin multe momente grele. Pe plan material, dumneavoastră, artiștii, ați pierdut foarte mult. Dar să nu uitați că nu ne-ați pierdut pe noi, noi iubitori de folclor românesc.
Ați fost singurii care ați fărâmat negura din sufletele noastre și ați adus o rază de lumină, o mângâiere caldă după care am suspinat prelung în timpul restricțiilor sanitare. Pentru sacrificiul făcut de a veni la muncă pentru ca nouă celor de acasă să ne fie bine, vă aduc din partea mea adâncă recunoștință, admirație totală și aleasă prețuire. Sunteți minunați, oameni cu un suflet sensibil și de aceea divinitatea v-a hărăzit cu un destin de excepție. Dragii mei artiști din Gorj, dacă județul astăzi are un renume, se datorează și dumneavoastră celor care lucrați în trustul Accent și ați vrut să încântați cu muzică de foarte bună calitate județele limitrofe, dar și pe românii din diaspora care v-a răsplătit cu mulțumiri și sincere felicitări pentru înaltul profesionalism de care ați dat dovadă. Pentru această frumoasă dăruire, eu vă consider ambasadorii culturii românești și mi-aș dori, vă spun sincer, ca și autoritățile să vă declare într-o bună zi cetățeni de onoare a acestui județ, pentru că meritați pe deplin aceste titluri distinse. Acum permiteți-mi să-i adresez doamnei Anica Garțu câteva cuvinte din partea mea. Cu tot dragul să știți că aveți onoarea de a discuta exact cu dumnei. Este astăzi un adevăr ce nu poate fi contestat de nimeni, faptul că folclorul românesc constituie o comoară imensă încât generații și generații de oameni de artă vor avea ce descoperi și valorifica. Proverbul, câte bordei atâtea obicei, exprimă grăitor varietatea stilistică a forței creatoare a marelui anonim. Noi care trăim la sate, rămânem vatra în care curată și veșnic vie pâlpâie văpaia geniul creator al poporului român. În versurile cântecelor dumneavoastră s-au încrustat bogat și frumos năzuințe, gânduri, doruri ce îl frământă pe artist, iar trăsătura dominantă a acestor melodii este atmosfera optimistă. Este o deplină armonie între muzică și poezie, doamnă dragă. Pentru artiștii care cântă și se simt ai acestui pământ, folclorul românesc rămâne un fermecat izvor de apă vie și veșnică în care să vă adăpați toți artiștii, să-i păstrați nealterat puritatea lui, dar și a costumului național pe care văd că îl purtați cu mândrie și cinste. Distinsă doamnă, ați venit pe lume într-o zonă foarte bogată și diversificată în folclor. Sunteți una din fiicele acestui ținut mirific, unde ați dat mâna cu străbunii și ați adus ce e mai valoros în viața satului de munte. Sunteți un creator de versuri și muzică, încât ați reușit să realizați clipire artistice pline de mărăție și să treziți sentimentul mândriei locale prin cântecul nou al dumneavoastră. Permiteți-i acum, pentru că a fost ziua dumneavoastră de naștere, să vă închin modestele mele versuri. Stimată doamnă, vă văd venind ca o minune întrupată, cu păr de aur și lungi și dese gene. Sunteți frumosul vis al muzicii mehedințene, asemenea Ilenei Cosânzene. Sunteți fiorul unei nopți de vară ce tremură pe zările înalte. Sunteți blândul suflet de fecioară și faceți ca dorul fără nume să tresalte. Vă aplecați ușor în chip dezmerdător, culegeți din câmp mehedințean suave flori, le prindeți în părul poleit de soare și cântați sublim, măiastră privighetoare. La mulți ani, scumpa mea doamnă, cu drag, Aurora. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc, m-ați făcut să lacrimez și m-ați lăsat fără cuvinte pentru frumoasele versuri și nu numai pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați adresat nouă soliștilor, care încercăm să bucurăm sufletele celor care iubesc cântecul popular. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc mult, mult, mult! Doamna Anica, dacă lumea vă iubește, eu propun să mergem cu cântec mai departe și să le mai oferiți telespectatorilor încă două cântece frumoase în acest moment. Și să permitem să urez toate cele bune și să-i dăruim toate cântecele din această seară
moașei copiilor mei, lui Carmen Mâțu și familiei Șurlea. Bineînțeles, nu-i uit pe telespectatori și special pentru doamna noastră care a vorbit atât de frumos pentru soliștii de muzică populară. Să știți că doamna este o iubitoare a cântecului popular românesc și a tuturor interpreților de valoare. Așadar, dragii mei, până atunci ne cântă și ne încântă doamna Anica Ganț.
Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Ana Delivery gătește zilnic pentru tine. Suntem alături de clienții noștri în fiecare zi cu o varietate de preparate proaspăt gătite. Pizza, paste, desert, mâncăruri tradiționale, preparate din pește, pui, porc, vită, oaie, mâncăruri de post. Comenzi la telefon cu prefix din orice rețea 222229 sau online pe ana-delivery.ro. Ana Delivery. În fiecare zi, în siguranță, livrăm preparate proaspăt gătite cu drag pentru clienții noștri. Vă mulțumim pentru încredere și vă onorăm cu promptitudine comenzile. Petrol Gaz Elmark, Petrol Gaz Elmark. Stația de alimentare cu carburanți Petrol Gaz Elmark comercializează toată gama de carburanți de cea mai bună calitate și prețuri fără concurență. Fără concurență. Petrol Gaz Elmark din Scoarța, județul Gorj, vă pune la dispoziție vulcanizare și spălătorie automată pentru autoturisme și camioane. Vă așteptăm în comuna Scoarța, strada principală, județul Gorj. Petrol Gaz Elmark, dă viață mașinii tale. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765 359 897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672, 0351 463 738. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Pensiunea Casa Gorjenească. Situată la 5 km de centrul orașului Târgu Jiu, într-o zonă liniștită în Iezureni, pensiunea Casa Gorjenească pune la dispoziția oaspeților 14 camere, internet wireless gratuit și o parcare privată. Prețul cazării începe de la 70 de lei. Mai multe detalii la telefoanele 0761 129 396 sau 0760 852 251. Pensiunea Casa Gorjenească. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni, reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada locotenent colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi și la numărul de telefon 0770 115 004. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai bună clinică în 2020.
că pentru noi, femeile, este foarte important modul cum arătăm. Cu ajutorul unei tehnici inovative, fără ac, reinventăm folosirea acidului hialuronic. Creștem volumul buzelor, umplem liniile fine și ridurile profunde, chiar și bărbaților. Lash & Beauty by Adina vine acum cu o noutate revoluționară. Spune adio durerii și urmelor lăsate pe buzele tale. Ne găsești la Janin Beauty Center. Poți urma cursurile noastre de extensii gene și hialuropen, unde vei descoperi tainele acidului hialuronic. Lash & Beauty by Adina. Din pasiune pentru frumusețea ta.
era mândre lor, pe care să o iubești, pe care să o păcălești, să fii șofer lui ușor, să porți grijă mândre lor, pe care să o iubești, pe care să o păcălești. Ei, și dacă e așa, când mândruțele mor vrea, ies în drum și-mi fac cu mâna, ia manană cu mașina. Ei, și dacă e așa, când mândruțele mor vrea, ies în drum și-mi fac cu mâna, ia manană cu mașina. Șofer cu casa pe roți, iubește mândre cât poți, de la inima ce-și cere, nu ierta nicio muiere. Și dacă e așa, când mândruțele mor vrea, ies în drum și-mi fac cu mâna, ia mănană cu mașina. Ei, și dacă e așa, când mândruțele mor vrea, ies în drum și-mi fac cu mâna, ia mănană cu mașina. Încă două cântece frumoase aduse în dar de invitata mea din această seară, doamna Nica Ganțu, pentru dumneavoastră special. Doamna Nica, dumneavoastră sunteți și creator de texte, creator de linii melodice și pentru alți interpreți, nu numai pentru dumneavoastră. Vreau să ne spuneți cum considerați dumneavoastră acest drum al cântecului popular românesc pentru un tânăr să vină cu cântecele lui sau să vină cu cântecele... Să preia. Bine ar fi să vină cu cântecele lui. Pe vremea mea, noi mergeam la concursuri, bineînțeles, fiecare cu cântecele lui, nu preluam. Eu am rămas surprinsă, mergând la concursuri, am fost și în juriu și să văd că tineri, o parte dintre tinerii care vin în concursuri, vin cu cântece preluate. Sunteți foarte iubite în această seară aici la Accent TV. Mai avem un apel telefonic. Alo, bună seara! Să trăiești, domnul Adelin! Să trăiești și dumneavoastră, că trebuiți, nu de alta! Domnul Nicu! Cred că mă cunoașteți! Domnul Nicu, al mai micu! Da, domnul Nicu din Vărcăzești. Bună seara, invitatelor dumneavoastră, să rămână doamna Nica Ganțu. Bună seara, bună seara. Sunt un fan de al dumneavoastră, doamna Nica Ganțu. Mulțumesc. Sunteți și șofer? Nu sunt șofer. A fost. Ascultarea doamna Claudia, un cântec frumos, ăla cu nevasta. Deci, cu nevasta aveți un cântec frumos. Eu? Da. Da, da. Păi eu am mai multe, nu știu care. Cel de dinainte cu joacă, joacă, bărbățele, cumva? Nu, domnul Nicu se referă pe Radio Accent, posibil să fie ascultat melodia dumneavoastră. Da, ascultat la Radio Accent o melodie ca cu bărbățele, când l-a plecat la altă femeie. Să nu mai facă prostii, să mai meargă pe unde nu trebuie. Mai ales acum cu pandemia, asta nu e indicat. Nu este indicat. Toate cântecele noastre sunt superbe și aveți o voce superbă. Mulțumesc. Foarte frumoasă. Mulțumesc. Vă felicit. Mulțumesc. Și câteva dedicații pentru scumpa mea soție, pentru copiii mei, pentru cinerii mei, pentru nurorile mele, pentru toți locuitorii comunii Vărgășești. Cu drag pentru toți cei care, despre care ați spus și pentru toată lumea. Vă doresc multă sănătate și o seară plăcută. Doamne, asemenea și dumneavoastră, domnul Nicu, vă mai așteptăm alături de noi aici la Accent TV în cadrul emisiunii Tezaur de Folclor. Doamna Nica, vorbeam despre creație proprie. Știi că solicitări am multe, numai că nu am timp să creez pentru tineri atât cât mi se cere. Nu am timp. Acest lucru vreau să întreb și pe Andreea Ciortan. Ce ne aduce în această seară sunt creații proprii sau melodii preluate de la alții interpreți din zona Mehedințiului? În această seară vă aduc două cântece minunate și vreau să-i mulțumesc pe această cale doamnei Anica Ganț pentru textul și linia melodică a mândurilor la melodii. Tot dumneavoastră sunteți vinovata și cântecelor Andrei, să înțeleg. Eu le-am creat. Ea
văd că le-a plăcut pe ambele și sper să fie mândră de ce a înregistrat și să lucreze mult de acum încolo. Dumneavoastră, de-a lungul timpului, ați avut și alte colaborări sau proiecte, putem spune, și cu alții colegi de cântec, și aici mă refer la domnul Vasile Ciobanu, domnul Petrică Muțu Stoian, exact, pe care îl și salutăm în acest moment, văd că ne urmărește. Te pupăm, moșule, și lui îi dedic, dacă ne urmărește, toate cântecele din această emisiune, și te pup, moșicule, este moșul copiilor mei. Și de asemenea să nu uităm și pe surioara dumneavoastră, doamna Mariana Ganțu, care ne urmărește în acest moment. Te pup, surioară! Să știți că vă așteptăm și pe dumneavoastră, doamna Mariana, aici, așa cum mi-ați promis de ceva timp, când vă întoarceți în țară. Vine, sigur, pentru că, nu mâine, poi mâine, este ziua fratelui meu. Îi spun de pe acum la mulți ani să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie fericit alături de soția lui, alături de copiii lui și de nepoțelul lui, și ani mulți, mulți, frumoși, și să fie iubit de toți cei din protoieria Baia de Aramă și nu numai, și să nu uite că trecem pe la el, că trebuie să dea de băut. Mi-aș fi dorit să fie astă seara aici, Dar să știți că, așa cum spuneam, în emisiunea următoare promit că n-o să las și o să vină cu mare drag. Să știți, porțile noastre sunt deschise tuturor interpreților de muzică și nu numai. Mergem mai departe cu un apel telefonic. Un telespectator ne ascultă în acest moment. Alo, bună seara! Bună seara, sunt Geta. Bună seara, doamna Geta, ce s-a mai întâmplat? Nimica, domnule. Toate bune, da? Toate bune. Mă bucur. Da, pentru dumneavoastră, invitatele dumneavoastră, la Manica. Apoi dați. Da. Pentru soțul meu, Sorin, că e ziua lui de naștere azi. La mulți la ani. Mulți ani. Da. Pentru fratele lui, doamna Manica. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Pentru domn doctor Evri, doamna Dana, copiii dânșilor și prietenile mele. Așa să fie. Cu mare drag. Toate melodiile cu doamna Anita. Toate melodiile din această seară cu drag să fie pentru dumneavoastră și cei dragi dumneavoastră, de ce nu. Ne întoarcem puțin la Andreea Ciortan, invitata noastră din această seară, tânăra din această seară. Tu ai făcut, din câte știu, 3 ani la Școala Populară de Artă din Severin, da? Pe cine ai avut ca și îndrumător, profesor, cu cine ai lucrat în cei 3 ani de zile? Cantul popular a făcut cu doamna Doina Durdan. Și te-ai gândit să rămâi și în viitor pe aceeași, pe același drum, sau a fost doar un hobby așa de moment? Vrei să continui? Și în viitor, da. Și în viitor, nu? Asta este un lucru foarte bun și folclorul, să înțeleg că este pe mâini bune, doamna Anica. Cu siguranță. Și mai ales în zona Mehedinți, că aveți copii extraordinari. Nu mă plâng și eu aici la Gorj, pentru că avem cu ce ne mândrie, dar și dumneavoastră aveți tineri. Aveți și aveți atâtea mării. Vreau să salut pe Maria Loga. Mi-amintesc de cele 100 și nu știu cât, 100 și... 100 de mării. Da, cu care a urcat pe scenă. O felicit pentru acest lucru. Nu știu de unde a găsit 100 de mării să cânte cu ea pe scenă. Sunt destule mării. Sunt copii foarte, foarte talentați, numai că trebuie să muncească, asta e, și trebuiesc susținuți cei care au talent. Din păcate, sunt copii cu talent, dar care nu se pot descurca financiar. Și asta este foarte greu. Și pentru aceea, că rămân undeva dacă nu se pot descurca financiar. Ce-i bun de regulă să pierd. Cam așa. La dumneavoastră, acolo, în zona Mehedințului, tradițiile se mai păstrează? Se păstrează și noi... În totalitate? Nu chiar în totalitate, s-au mai dus așa din obiceiurile din zona mea, dar dacă mai sunt totuși oameni în sate și noi ne întoarcem măcar la sărbători, să știi că mai încercăm să le păstrăm pe cât se poate. Bine ar fi să le păstrăm, pentru că dacă se pierd, ne pierdem și noi. Adică cu timpul, dacă lăsăm să se piardă, ne pierdem rădăcinile.
Zic să nu ne pierdem rădăcinile și de aceea zic să mergem mai departe cu cântec alături de Andreea Ciortan, invitata noastră din această seară. Vine alături de dumneavoastră să vă cânte și să vă încânte două cântece frumoase aici la Accent TV. M-am îndrăgostit, Doamne, de-un băiat, dar nu pot să-l văd când vreau că-i pleca din sat. Cred că m-am îndrăgostit, Doamne, de-un băiat, dar nu pot să-l văd când vreau că-i pleca din sat. Vreau să-l văd în orice zi, e dus departe, nimeni nu
Două cântece frumoase aduse în dar pentru dumneavoastră de tânăra noastră invitată, Andreea Ciortan. Mergem mai departe tot cu cântec. Doamna Anica, pe timp ce cânta Andreea, colegii mei s-au pregătit așa cu poze, cu tot felul de... Eu am zis, fata încă e mică, tu rămâi cu poza și noi ne luăm fata. E bine și cu poza, decât cu nimic, mai bine să rămân și cu poza. Mulțumesc fata colegilor... Așteptăm să mai crească și pe urmă treaba voastră. Apoi niciodată nu-i târziu, să știți. Mulțumim și lui Eduard Uriște pentru poza frumoasă făcută. Putea să iese și mai bine, dar acceptă de data asta, trecem cu vederea, nu e problemă. Doamna Anica, sunteți un om împlinit pe toate planurile, atât personal cât și pe drumul cântecului. Aș fi putut să fac mult mai mult, dar am lăsat la o parte o perioadă cântecul aici, m-am mulțumit cu aparițiile la televiziunea din Serbia, pentru că am avut foarte multe evenimente acolo. Și... am fost și căsătorită și stăteam, locuiam periodic și acolo, în Serbia. Sunt mulțumită că sunt sănătoasă. Sunt mulțumită că am 4 copii, eu zic așa, Nora și ginerele îmi sunt copii. Am 4 copii frumoși și 2 nepoți frumoși. Și pentru că sunt ei fericiți, sunt și eu fericită. Mă bucur de copiii mei și să le dea Dumnezeu sănătate, ca orice părinte. Ești împlinit atunci când copiii sunt bine și sunt fericiți. Familia pe drumul cântecului popular a fost mereu alături? Da. Mereu mi-au fost alături. În familia dumneavoastră nu sunteți singura. Toată lumea cântă. Atât da. Dumneavoastră de la mama cânta săraca mama și tata, am spus, cânta doar când era bine dispus, așa. De la mama, sora mamei mele, bunica lui Cosmin Bârlan, fratele mamei, a fost și învățător și cam tot neamul. Fratele meu cântă... Nu știu, eu nu știu oameni la munte, în zona muntelui, să nu cânte. Toată lumea cântă, toată lumea e veselă, toată lumea se distrează, nu? Nu are talent sau nu toată lumea își dorește să facă o meserie din cântec, dar eu știu că toată lumea cântă. În cântecele dumneavoastră, creațiile proprii pe care dumneavoastră vi le-ați realizat singură, să spunem așa, vă regăsiți în totalitate, în toate cântecele? Ei, nu chiar. Sunt inspirată și din viața mea, dar am căutat să... mă inspir și din viața altor persoane, pentru că dacă ar fi fost numai din viața mea, nu le-ar fi ascultat toată lumea. Cred eu, interesul e ca să se regăsească cât mai multă lume în textele noastre. Ori dacă le-aș face doar gândindu-mă la trăirile mele, ar fi doar pentru mine, poate le-aș asculta numai eu. O să au rugăminte la dumneavoastră să rețineți ideea, avem un apel telefonic. Alo, bună seara! Alo? Alo, bună seara, vorbiți cu noi? Eu sunt. Da, dumneavoastră, bună seara! Să trăiți, Costiva, și mă respect. Să trăiți, o să am rugămintea să ne ascultați numai în telefon. Numai în telefon, da. Sunt la distanță de televizor. Și vreau să-i mulțumesc mult de tot, cu multă stimă și respect pentru doamna Anica Gazu, care mi-a cântat la nunta cu 40 de ani. Mulțumesc! Să fiți sănătoși și viață lungă și frumoasă alături de toți cei dragi. Domniță, Doamne, vedeți cât am îmbătrânit de mult. Wow, acum 40 de ani. Da, acum 40 de ani la Valea Mănăstirii, dacă vă amintiți, niște prieteni cu o motocicletă vieți, a dat, v-a lovit mașina. Nu mai știu. Nu mai știu, a fost de mult, eram tânără. Am uitat. 40 de ani, da, mi-a spus. Să fiți sănătoși. La Valea Mănăstirii. Mă bucur să aud că mă sună cineva și mai ales unde am cântat la nuntă cu atât de mulți ani în urmă. Erați tânăr, erau și eu tânăr atunci, aveam 24 ani. Păi erați ginere, erați tânăr și eu aveam decât vreo 20. Eu nu-i varianta când v-am contactat pe dumneavoastră. Da?
a venit în Severin cu un prieten și ne-ați servit la o patiserie cu o plăcintă, cu ceva, cam așa ceva îmi prețin eu. Nu mai știu, eu nu mai știu. Înseamnă că am fost drăguță. Și la mine, la nuntă, mi-a scântat doamna Nica, eu când vă văd, nu știu, ca să vă văd față în față, ca să vă arăt și poza de la nunta mea cu mine. Poate cu mine, ne asta. Întâlnim la vreun spectacol pe la Târgu Jiu și atunci v-aș ruga să luați poza cu dumneavoastră. Dar pe la Severin nu v-aș putea contacta? Ba da, cum să nu, cu mare drag. Dar nu știu unde și cum, că aș veni cu Găsiți numărul de telefon pe Facebook. Să vă găsesc numărul de telefon pe Facebook. Așa. Chiar ca să știți că parcă după 40 de ani vin cu pozele la mine ca să-i dăm cum arătăm noi atunci și cum arătăm acum. Da, da. Tot tineri și frumoși, ca și tinerețe, nu? Da. Tinerețea, nu? Anii au trecut. Problema e să fim noi sănătoși, să ne fie bine și să avem o viață minunată alături de cei dragi. Asta contează. Mi-ați făcut o nuntă frumoasă. Mă bucur. Vreo două ori la mine la munte. Amintiți-vă, dumneavoastră, ați venit cu mașina, cu soțul dumneavoastră, când unul cu motocicleta a venit și a căzut pe mașină. Nu știu dacă nu conduc. Vă dați seama că nu m-a interesat mașina soțului meu. A trebuit să poarte de grijă. Nu știu. Dacă a căzut pe mașină, să știți că... A trecut atât de mulți ani încât nu am cum să-mi amintesc. Sunt 40 de ani aproape, da? Mulțumim de telefon și vă așteptăm alături de noi aici în cadrul emisiunii Tezaur de Folclor. Vreau să vorbesc minutele următoare cu doamna Adriana Schmidt. Cum vă împărțiți dumneavoastră timpul? România, Germania? Elveția. Da, o întrebare foarte grea, aș putea spune. Pot să spun că foarte bine, având în vedere că sunt foarte susținută de familia mea. Contează soțul cel mai meu, mult. Exact, soțul familia, meu mă susține în totalitate. Și până la urmă vine, că vine la nașa. Da. Până o cunun, deci anul viitor are nunta de argint și trebuie să vină la nașa ca să nu mă răzgândesc. Apoi să știți că venim și noi aici cu mare drag. Și cu colegii de la Accent, filmăm în direct. Ai auzit? Ce să mai... Va trebui la nunta să... În premieră aici, nunta va avea loc în Elveția, bineînțeles că, dacă tot ai zis, o spun. Așa. Anica va fi nașa mea, nașa noastră, la nunta de argint. Frumos. Pentru că ea face parte din familia noastră. Eu nu o consider numai o prietenă, o consider pentru mine este ca o soră mai mare, care atunci când greșesc mă ceartă și credeți-mă că are putere de a certa. Mai ales acum am luat în perioada da, asta. Da, mai ales acum. Nu, dintotdeauna, dar datorită faptului că familia mea m-a susținut, mi-a dat voie chiar, adică mi-a dat voie, da. Am venit în noiembrie, cred că, dacă nu mă înșel, și am stat la Nica o lună jumate. A fost după mulți, mulți ani când am petrecut Crăciunul în România și mi-am adus din nou aminte de ce înseamnă să pleci de acasă și să trăiești ani și ani peste hotare uitând de țară, uitând de obiceiuri, uitând de... Nu poți să spui că ai uitat de țară. N-am uitat de țară, dar... De anumite chestii care atunci când eram aici erau normale, iar acum mi se păreau... Dar cel mai bun lucru este următorul, că dumneavoastră ați revenit pe meleaguri mehedințene și v-ați reîntors la rădăcini. Da, te rog acum începe, da. Unde este rădăcina? De fapt, ce este ea? Da. Ce este ea? Asta pentru că Anica de fiecare dată face aceeași întrebare, cine ești tu? Voi spune cine sunt eu, da. Eu sunt născută în Moldova, în județul Botoșani. Sunt foarte mândră că sunt moldoveancă, dar am copilărit în Banat, în Timișoara, pentru că părinții mei au plecat când eram foarte mică. Și locuiesc în Timișoara, părinții? Părinții mei locuiesc în Timișoara și îi salut pe această cale și le mulțumesc pentru absolut tot, pentru că datorită lor sunt ceea ce sunt. Iar de la vârsta de 23 de ani am plecat în Germania, am locuit 13-14 ani, apoi m-am mutat în Elveția,
iar eu când Mehedinți, pentru că mi-a plăcut din totdeauna Mehedinți. De ce nu ați ales zona Moldovei? Zona nu se descurcă cu Banatului. Vreau să specific. De ce Mehedinți? Bunicul meu a cântat la fluier, deci el a făcut parte, mi se trage cumva de pe acea parte, dar nu am avut niciodată înclinație, nu atât înclinație, nu că nu mi-a plăcut. Nu a fost ceea ce am simțit. Din totdeauna eu am simțit Mehedințul, atât cântecul, cât și portul, până și acea legătură care se pune era pentru mine. Dacă dumneavoastră a simțit Mehedințul și zona Mehedințului și nu simțim nevoia să ne mai cântați cu două cântece în următoarele momente, așadar, doamnelor, domnilor, pentru dumneavoastră, doamna Diana Jmiț. Thank you.
Încă două cântece frumoase aduse, dragilor, de invitata mea din această seară, doamna Diana Schmidt. M-a certat doamna Anica Ganțu pe timp, în timp ce dumneavoastră cântați. S-a tras atenția, probabil. Am greșit, nu, dar zicea că posibil să vin cu curcanul, cu ăsta. Mai bine astăzi. A, pentru nou băcuță. Da, 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 da. Doamna Anica, dumneavoastră ați făcut și emisiuni folclorice la un post de televiziune la dumneavoastră din zona... Încă ar mai trebui să fac, dar noi nu am început, pentru că... Nu știu, e spațiu mai mic, trebuie să păstrăm o distanță, sunt mici probleme. Piesele doamna Adriana Schmidt, care le-a cântat mai înainte, sunt creațiile dumneavoastră. Cele patru piese pe care le-a cântat sunt făcute de mine, melodie și text. Aceleași dumneavoastră de-a lungul timpului, câte albume ați scos pe piață iubitorilor de cântec? Uite, știam, acum nu mai știu, în jur de 22, în afară de cele făcute cu soliști și în Serbia, duete cu sora, cu alți soliști. Ceva proiecte în perioada următoare? Da, am două melodii de 3 ani să pun vocea. Și dar n-am venit lăutarii. Nu, da? Două pe undeva pe aici și două la turnul Severin și n-am reușit. O să aduc amintea să mai preluăm un apel telefonic. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Mihaela Stanciu sunt. Vreau să le pup pe iubitele mele de la Severin. Te pupăm și noi! Și urez nepoatei mele mult succes! Cine este nepoata noastră? Andreea? Andreea? Da. Te pup, mătușa. Să știți că e posibil să nu mai vină la Mehedinți. Da, să rămână acolo la Gorj? Eu am spus că îi lăsăm lui poza și pe aceasta, sunt două, dar fata nu luăm. Vezi poza, da? Sunt Doamne două. Ajută să rămână acolo. Nu. Noi ne luăm fata, că e mică, și el o rămâne noi aici deocamdată la Gorj. Cu pozele. Ce ziceți? Dacă o creștem noi la Gorj? Nu, că trebuie să plătiți foarte scump pentru el. Plătim, nu e problemă, noi ne uităm la bani, dar nici nu-i dăm. Știți cum e? Da, e o fată deosebită. Tu vrei să vină ea de drag. Super. Apoi dacă nu vine din dragoste... Da, nu se poate. Degeaba dragoste, mai nu vine. Se poate. Dacă, sper să căutați acolo un băiat pentru ea. Tu mai ai să găsiți, să știți. Era el, n-ai înțeles. Uite pozele aici. Te pup, Anica. Te pup. Mi-e dor să n-am vorbit de mult. Ne vedem la Severin. Da, vă pup și tot bine de mine vă doresc. Sănătate, să ne întâlnim cu bine, că Doamne, la ce se întâmplă. Și vouă la fel, toate asta contează. Numai bine, sănătate. Să fim sănătoși și alături de cei dragi, pentru că cred că acest lucru ne-a mai rămas în timpurile pe care le trăim în acest moment, doamna Anica, ce spuneți? Da, trăim vremuri destul de grele, foarte grele chiar. Sperăm să se rezolve, dar asta ține de noi foarte mult, de noi, pentru că dacă noi nu păstrăm aceste reguli, nu impuse, până la urmă sunt reguli normale pe care trebuie să le păstrăm și sunt oameni, aș spune, și răi, care nu țin cont, se văd pe ei puternici și nu se gândesc la cei din jur, care pot, eu știu, avea o sensibilitate sau diferite acțiuni și poate să fie mai vulnerabili. Suntem de vină noi, în primul rând, și de mulțimea cazurilor care sunt. Să știți că timpul se apropie așa cu pași repede de finalul acestei emisiuni. Trece foarte repede, este dușmanul nostru, cred că și al dumneavoastră, nu numai al meu și al colegilor. Păi atunci când cântăm și primim telefoane și numai vorbe frumoase, normal că îți dorești să țină emisiunea mai mult. Dar așa. Așa este, când cei frumoți ține puțin cu pași repezi, am ajuns și la finalul acestei ediții de Tezaur de Folclor. Eu țin să vă mulțumesc fiecăruia în parte că ați onorat prezența în această seară și dacă aveți de transmis un gând bun celor dragi dumneavoastră, cu drag v-aș ruga să mulțumesc, le adresați. Mulțumesc colegilor tăi, vă mulțumesc pentru flori, pentru urări. Le mulțumesc telespectatorilor și tuturor vă doresc să aveți parte de sănătate.
de împliniri, succes pe mai departe vouă și țineți-o tot așa, pentru că văd câți oameni vă sună, eu sunt conștientă că sunt mult mai mulți, dar nu putem să luăm atâtea telefoane, exact, pentru că n-ar mai fi timp pentru cântat și pentru a discuta cât de cât cu noi. Vă mulțumesc mult, mult de tot și să ne revedem cu bine. M-aș bucura la audiție viitoare să ne revedem măcar ca acum, sănătoși și voioși. Și toate cele bune și telespectatorilor noștri. Dacă aveți și dumneavoastră de adresat celor dragi, cu dragă. La fel și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc colegilor, au fost minunați. Și sper că voi mai veni, dacă voi mai fi invitat. Cu mare drag, să știți că iar telespectatorilor, gânduri bune și Dumnezeu cu toată lumea. Andreea, și din partea ta un gând bun telespectatorilor care ne urmăresc în acest moment. Mulțumesc pentru invitație și sper să ne revedem cu bine și tuturor telespectatorilor sănătate și mult noroc. Promite-i lui Adelin că mai revii să stai la această masă cu el și cu mare drag să știți emisiuni. Cu mare drag să știți, porțile noastre sunt deschise, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, tuturor interpreților de muzică populară și nu numai, tuturor celor care iubesc muzica populară. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții. Numele meu este Adelin Logofedescu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, de joia viitoare ne vom revedea tot aici la Accent TV, dar cu o oră mai târziu, în loc de 20:15 minute, vom intra în casele dumneavoastră de la ora 21:15 minute, aici la televiziunea dumneavoastră preferată și la emisiunea dumneavoastră de suflet tezaur de folclor. Până săptămâna viitoare, toate bune, să auzim numai și numai de bine!
dar niciuna nu-i ca mine să te alinte pe tine, în cântece să te pună, să-ți facă inimă bună. Vino neiculiță, puișor, vino neiculiță, că-mi e dor, vino neiculiță, puiule, vino nu-mi-a mărât zilele. Aș face zilele grele cum făcuși tu pe ale mele. Vino neiculiță, puișor, vino neiculiță, că-mi e dor, vino neiculiță, puiule, vino nu-mi-a mărât zilele. Frumos a uitat și tu ne-ai că ai plecat. Ce-a fost frumos a uitat și tu ne-ai că ai plecat. Vino neiculiță, puișor, vino neiculiță, că-mi e dor, vino neiculiță, puiule, vino nu-mi-a mărât zilele. Vino neiculiță, puișor, vino neiculiță, că-mi e dor, vino neiculiță, puiule, vino nu-mi-a mărât. Fata mea, băiatul meu,
viața să fiți uniți, și-n viața să fiți uniți, mă. Nici când să nu vă certați, nu-i bine că sunteți frați, nu-i bine că sunteți frați, mă. Soțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezauri de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc.